Salutare și bine ați venit pe canalul Nova Scents. Eu sunt Nora și am făcut o listă cu parfumuri pentru bărbați pentru sezonul toamnă-iarnă. E o listă cu 5 parfumuri și două mențiuni. Și am să încep cu mențiunile. Primul parfum este Hugo Boss Boss Bottled EDP din 2020. Puteți să vedeți review-ul complet pe canalul meu. Ca să aflați mai multe detalii despre acest parfum, iar a doua mențiune este Pure Excess de la Paco Rabanne care este un parfum ok, dar mie îmi dă dureri de cap și de aceea nu l-am inclus în listă. Și să începem cu piesele de rezistență. Pe, num pe locul 5, doar pentru că îl am, doar în această formă, e un eșantion de 10 ml pe care l-am cumpărat de pe Brasti. Și acest parfum este Carolina Herrera Sea Age Man Privé. Un parfum buzi cu o deschidere puțin dură, care are o notă interesantă de whisky și mai are în compoziție și cardamom, iar la bază o notă de piele, iar în dry down acest parfum este finuț, este dulce, și te invită, este atrăgător, adică îl recomand pentru întâlniri apropiate, chiar întâlniri romantice. Are un miros, după părerea mea, mult mai bun în proiecție decât la nivelul pielii și ca să îl mirosiți la adevărata lui valoare, vă recomand să o faceți așa sau chiar să rugați pe cineva să îl folosească și să treacă pe lângă voi sau ceva de genul acesta Chiar dacă pare puțin ciudat, dar vă veți da seama la ce mă refer Este, după părerea mea, dacă nu cea mai bună, una dintre cele mai bune creații ale casei Carolina Herrera Când vine vorba de parfumuri pentru bărbați Și vă recomand să-l încercați Este și un parfum foarte masculin Pe locul 4 e Burberry London, un parfum care când l-am mirosit prima dată nu m-a impresionat foarte mult, mi s-a părut că e ok și cam atât. După aceea i-am mai acordat o șansă, două, trei, l-am mirosit pe piele, l-am mirosit în aer și pot să spun că m-am îndrăgostit de acest parfum. Pasionații de parfumuri și reviewerii spun că este un parfum ideal pentru Sărbătorile de iarnă Și sunt de acord cu ei, mi se pare potrivit pentru Crăciun Dar pentru acele um, momente în care se adună familia, în care este gălăgie, în care se gătește Și cred că s-ar combina foarte bine cu mirosul de mâncare și de băutură Are o notă care nu este listată, din câte știu eu, dar e o notă de vin pe care eu o simt în deschidere, uh, combinat cu scorțișoară, e mai mult un vin, uh, un fel de vin fiert cu condimente, ceva de genul acesta, și cu o notă de lavandă, iar uh, mai are în compoziție și notă de tutun și de piele, dar care sunt fine, sunt oarecum în fundal, să zicem. E un miros interesant și îl văd purtat la o ținută cu pulover sau cu un palton sau un pulover peste cămașă sau un trench coat într-o zi ploioasă poate sau în zile mai friguroase. Mi se pare că merge perfect. Un alt plus este că e un cipi. L-am cumpărat cu 70 de lei. E vorba de această sticlă de 30 de mililitri și cam pe la 130 de lei se găsește la 100 de ml. Deci la prețul pe care îl are merită cu siguranță încercat pentru sezonul de toamnă-iarnă. Următorul parfum este un clasic încă în viață și vi-l arăt. Acesta e. După cum am spus, un clasic încă în viață despre care s-au spus foarte multe. Nu știu ce aș putea spune nou despre Le Mal de la Jean Paul Gaultier. E un parfum interesant. Chiar dacă nu l-ați mirosit, cu siguranță ați mirosit un ADN similar pentru că ADN-ul acesta a avut un foarte mare succes și a fost perioade în care s-a purtat extrem de mult și s-a vândut foarte bine acest parfum. Faptul că încă se găsește pe piață este o dovadă că pur și simplu funcționează. E un parfum cu o proiecție bună, cu o persistență bună, deși se spune că a fost, bineînțeles, de-a lungul timpului reformulat și și-a mai pierdut din acea putere, să zicem, pe care o avea, eu consider că este un, în continuare un parfum foarte bun și îl văd potrivit pentru toamnă-iarnă, mai mult decât pentru alte anotimpuri. Nu știu, pe timp de primăvară sau vară, poate că ar merge seara. Ce să spun, trebuie să mirosiți Le Mal măcar o dată. Dacă îl veți mirosi, cu siguranță îl veți recunoaște. Nu doar mirosul este foarte ușor de recunoscut, ci și prezentarea, atât sticla, cât și acea cutie care arată a cutie de conserve în care el vine. Și am auzit că sunt persoane care încearcă să o deschidă cu desfăcătorul de conserve. Nu încercați asta acasă. Continuăm cu. numai puțin, așa că i-am tăiat puțin capul lui lămal. Continuăm cu locul 2, unde avem feblețea mea. Bomba aceasta mică și neagră de vetiver cu chiparos e întunecatul acesta de la Lalic Ancre Noir, care nu face altceva decât să demonstreze că ieftin și bun se poate. E un parfum pentru ocazii speciale și pentru persoane îndrăznețe, și e un parfum polarizant adică dacă îl cumpărați sau dacă îl mirosiți și nu vă place să nu ziceți că nu v-am spus că există posibilitatea asta e altceva nu am găsit parfumuri de designer cu care să zic că se aseamănă am auzit de asemănări cu Chanel Sycamore dar nu am mirosit acel parfum deci nu pot să-mi spun părerea despre asemănările dintre cele două parfumuri tot ce pot să spun este că Recomand și voi recomanda în continuare acest parfum. Sunt convinsă că merită încercat. La prețul pe care îl are, are și un miros, și o persistență, și o a, proiecție foarte bună, și o prezentare foarte elegantă și frumoasă. Prețul este de aproximativ 90 de lei pentru 100 de mililitri. Vă dați seama că n-am putut rezista să nu încerc acest parfum și îmi pare foarte bine că am făcut-o pentru că a devenit unul dintre preferatele mele. Vorbind de preferatele mele, locul întâi îl ocupă de data aceasta Bulgari Man in Black, care este un parfum excepțional. Este din nou un parfum buzi care are o notă de rom în deschidere și care are și puțină piele, are și puțin tutun, are condimente, e ca un ceai cu rom și cu condimente în deschidere. Acest parfum, după aceea, este și complex pentru că se, se schimbă pe parcurs, trece prin acele etape, adică sunt pe pielea mea identificabile acele etape de vârf, inimă și um, bază. Deci nu este un parfum liniar, e perfect pentru toamnă iarnă, pentru o persoană îndrăzneață care poartă geacă de piele, care merge poate în puburi, care vrea să aibă un aer misterios și dorește în același timp să atragă, să se ducă. Nu știu, pur și simplu acest parfum atrage complimente, atrage aprecieri pozitive și are un miros Excelent! Din punct de vedere al mirosului, nu am nimic de reproșat. De fapt, nu am nimic de reproșat acestui parfum, nici din punct de vedere al mirosului, nici al persistenței, nici a proiecției. Este în concentrație apă de parfum, nici ca prezentare. Prezentarea este absolut minunată, și ea. Doar pulverizatorul. Asta e. Schimbați ceva și faceți-l mai bun, bulgarii. În afară de asta, Bulgari men in black, numărul 1 dintre toate astea, ce să zic, fiecare merită încercat, dar pentru 2020 să zicem că eu recomand bulgarii men in black. Ok, aceasta este lista mea pentru toamnă- iarnă 2020. Parfumuri pentru bărbați, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până data viitoare vă doresc toate cele bune!